În data de 27 august a debutat noul sezon competițional la handbal masculin, Liga Zimbrilor. Echipa AHC Dunărea Călăraș va juca primul meci competițional în deplasare joi 29 august, începând cu ora 18, cu CSM Bacău. Nou sezon competițional a început ieri, în 27, partida dintre Minaul Baia Mare și Dobrogea Sud, în care băimărenii au produs o oarecare surpriză, dar era, din punctul meu de vedere, era de așteptat. În sezonul acesta vor fi o echipă care va pune multe probleme echipelor cu pretenții, cel puțin pe terenul lor acasă. Credeți că va fi o echipă care va produce o surpriză până la finalul sezonului? Eu cred că se vor clasa în primele șase, din punctul meu de vedere. Noi debutăm mâine, în 29, în deplasare la CSM Bacău. Sperăm să începem cu dreptul. Va fi un meci destul de greu, pentru că Bacău au făcut niște achiziții bune în această vară, aducând jucători chiar și de la Constanța, de la vicecampioană, de la echipa din Constanța. Primul meci acasă va fi? Primul meci acasă va fi în 05, joia viitoare, cu Steaua București. Avem un început de campionat destul de greu, de sezon. Primele 5 etape sunt foarte, foarte dificile. Vom juca după Steaua acasă, imediat urmează exact meciul de la Baia Mare, unde ați văzut că au început bine. După care avem cu Turda acasă un meci la fel de greu și al cincilea meci l-avem cu Dinamo, de plasare la Dinamo. Vorbiți-ne un pic despre lot, despre transferurile făcute, achiziții. Lotul din acest an se bazează foarte mult pe nucleul format în sezonul trecut, în care am făcut rezultatul care l-am făcut îmbucurător și destul de bun pentru noi. Pe lângă acest lot s-au mai achiziționat 7 jucători care să ajute acest nucleu și să încercăm să din acest nucleu să reușim ca pentru sezonul viitor să mai upgradăm, să spun așa, dintre ei încă 2-3 jucători, ca să formăm, să avem cât de cât continuitate. Avem cumva componenți din țări non-europene? Avem componenți din țări non-europene cu care ne confruntăm cu aceleași probleme pe care le-am avut și în sezonul trecut, tot datorită acelui regulament pe care Federația a promis că îl va schimba, dar se pare că nu, din contră, nu au făcut lucrul acesta, din contră l-au îmbunătățit, dar tot în favoarea unora, să spun așa. Sunt jucători, avem un inter stânga care este plecat după viză, a trimis după viză, așteaptă viza, nu îi se dă, că sunt deci nu ne putem baza pe el în primele meciuri? Problema e că nu suntem numai noi. Dacă ați observat, deja s-au început discuții foarte aprinse pe această temă în continuare, pentru că sunt jucători atât la masculin cât și la feminin, în care nu îi poți utiliza. Tu le-ai plătit, le-ai înregistrat contractele la federație, le-ai plătit taxele, federația se folosește de acei bani, eu, jucătorul, trebuie să-l plătesc în perioada cât are contract și nu mă pot folosi de serviciile lui, așa mi se pare deja prea mult și în sensul acesta voi insista foarte mult, cel puțin eu ca și manager de club și nu numai eu, mai sunt și alții președinți și manageri de club, să încercăm să schimbăm acest articol din regulament, pentru că în primul rând nu e în concordanță cu legile din România, în care îi dă drept jucătorului să-și desfășoare activitatea pe teritoriul meu în baza contractului și a vizei, când o obține. Am înțeles. Care este obiectivul AHC anul acesta? Obiectivul, din punctul meu de vedere, este clasarea în primele 5 și, dacă se poate, de ce nu, să încercăm să terminăm în sezonul trecut am terminat pe 5, să încercăm să câștigăm un loc în plus, dacă nu chiar și locul 3, în care să prindem și o cupă europeană.
dacă sezonul a început cu o surpriză, să-i spunem așa, cam care credeți că vor fi primele echipe? Aveți așa un clasament conturat sau încă pot apărea surprize? Din echipele care se adaptează pentru competiție. Da, am înțeles întrebarea. Din punctul meu de vedere, dacă tot mi-aș fi părerea, Dinamo va fi pe departe echipa care va face diferență. Uh-huh. Pentru că au o echipă și au făcut niște achiziții foarte bune și au o echipă mai bună decât sezonul de trecut. Sezonul trecut au câștigat campionatul. De la locul 2 în jos vor fi surprize foarte mari și nu cred că poți face o ierarhie a clasamentului între 2 și 7, să spun așa. Adică se va juca până în ultimul moment.